Frica de a fi umilită în școală a dispărut. Acum mă simt în siguranță. Acum știu că în școala mea sunt protejat de orice. Cunosc cine este psihologul școlii și oricând mă pot adresa la el pentru ajutor. Când am o problemă și nu pot deschis să o vorbesc, am posibilitatea să o comunic anonim. Sunt doar câteva impresii ale elevelor și elevilor participanți pentru prima dată la elaborarea politicii de protecție a copilului în școlile în care își fac studiile. Acesta este un act intern care asigură protecția copiilor față de violență și este obligatoriu în orice instituție de învățământ. E o realitate pe care o cunosc acum elevii, părinții și angajați din 21 de școli din Cahul și Ungheni, beneficiare ale proiectului EVA. Implementând această politică, noi am făcut o claritate în activitatea noastră, valorificând în primul rând copilul. În instituție sunt relații bazate pe prietenie, pe respect, încredere atât între elevi cât și între elevi, profesori și părinți chiar. Au fost informați toți angajații instituției noastre referitor la politica de protecție a copiilor, au fost informați și consultați elevii în elaborarea politicii de protecție a copiilor, părinții, în cadrul tuturor ședințelor cu părinții pe care le-am desfășurat în lunile octombrie-noiembrie, am pus în discuție prevederile politicii de protecție a copilului. Am solicitat opiniile părinților, cât și a specialiștilor în domeniu. În cadrul atelierilor de formare pentru cadre didactice, pentru angajați, de asemenea, au fost puse în discuție aspecte ale politicii de protecție a copilului. Pentru a asigura eficiența politicii de protecție a copilului, au fost create grupuri de lucru din care au făcut parte fete și băieți, părinți și angajații școlii. Membrii grupului de lucru au fost identificați în cadrul unui apel lansat la ședințele Consiliului de Elevi, ședințele cu părinții elevii. Elevii, desigur, că au acceptat, dar cu anumite temeri. Temerile le-au depășit cu ajutorul adulților, încurajați și susținuți. Acest format, formatul MIS, în cadrul grupului de lucru, presupune o muncă împreună, cadre didactice, elevi, profesori, părinți. Ca rezultat, avem un produs, politica de protecție a copilului, document elaborat, care acum este în etapa de consultări. În primăvara anului acesta, liceul nostru a fost beneficiar în cadrul proiectului EVA. Nu am avut doar misiunea să facem aceste 7 sesiuni care au fost de informare, dar și totodată de a lucra participativ, aplicând și formând structura politicii de protecție pentru instituția noastră. Încă suntem în proces de implementare a acestei politici, este pusă baza, scheletul este de acum, lucrăm asupra regulilor, pentru că copilul este în drept de a fi protejat, adultul este în drept de a-l ocroti, de a-l da siguranță în mediul școlar. În acest an, în luna mai, am avut parte de 8 instruieri, unde am aflat mai mult despre protecția copiilor din licee. Fiind în grupul de elaborare acesteia, am avut parte de experiențe noi. Am avut partea să fiu membru a comisiei care a realizat acest document împreună cu profesorii și cu administrația școlii. Am avut parte de sesiuni în care am discutat și am elaborat această protecție. Deja s-a dus la cunoștința profesorilor și a elevilor despre existența acesteia în școli. Pentru ce este? Pentru a ajuta elevii să știe care sunt drepturile și de ce beneficiază când intră în instituția noastră publică. Ca părinte, eu sunt foarte bucuroasă, fiindcă am fost aleasă ca să particip la elaborarea, la implementarea acestui proiect și e foarte interesant pentru mine. Eu sunt foarte bucuroasă ca o mamă care aș vrea să-mi apăr copilul, să știu că copilul este în siguranță în incinta școlii și pentru o colaborare mai strânsă între părinte, învățător. M-am aflat cum poți ca să descoperi un caz de violență, cum să acționezi ca să-l elimini acest caz și să acordă o mai mare atenție asupra conflictelor ce apar între copii în clase. Știind că copilul este într-un mediu sigur, eu sunt foarte mulțumită
fiindcă copilul meu să fie liniștit, să fie mai bine protejat, fiindcă asta e aurul nostru. După elaborarea participativă și aprobarea acestui act, reglementările ce vizează prevenirea și intervenția în cazurile reale sau suspecte de violență împotriva copiilor devin obligatorii pentru toți angajații și vizitatorii instituției. Astfel, școala dispune de un instrument practic, clar și accesibil tuturor copiilor, părinților, angajaților școlii, prin care poate preveni și răspunde eficient la orice caz de violență. Pornind de la ideea că fiecare școală trebuie să aibă o politică instituțională de protecție a copilului, ne-am propus în cadrul proiectului EVA să susținem 21 de școli din raioanele Cahul și Ungheni în dezvoltarea participativă a politicii de protecție. Am pus accent foarte mult pe aspectul participativ, ceea ce înseamnă că politicile de protecție au fost dezvoltate de către angajați instituțiilor de învățământ, cadre didactice, non-didactice, dar și părinți și elevi. Ceea ce ne-am dorit prin intermediul acestui proiect, de asemenea, a fost și valorificarea resurselor umane locale. De aceea am realizat și un training, o formare de formatori și avem la ziua de astăzi formatori locali care pot să vină în suportul școlilor din Ungheni, din Cahul, pentru a dezvolta participativ politicile de protecție. Ceea ce urmează este la moment, să zic, implementarea este partea probabil că cea mai dificilă, dar deopotrivă și cea mai utilă probabil că din tot acest proces, pentru că toți participanții care au elaborat politica, acum sunt în rolul de a o implementa, de a fi atenți la orice situație care ar reprezenta un risc pentru copil, de a crea condiții potrivite pentru a preveni violența împotriva copilului, de a asigura un mediu protector, un mediu sigur pentru toți copiii și, de ce nu, pentru întreaga comunitate. Datele Ministerului Educației și Cercetării arată că doar în semestrul 2 al anului de studii 2020-2021 au fost înregistrate circa 3595 de cazuri de violență, neglijare, exploatare și trafic al copiilor, iar implementarea PPC reprezintă acel instrument al școlii prin care este asigurat dreptul fiecărui copil la protecție față de violență.